Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Ca o continuare a emisiunii de azi dimineață, apropo de Ucraina și de livrările de arme de care armata ucraineană are disperată nevoie în aceste săptămâni și ele vin cu țârâita, tocmai a venit un nu din partea președintelui Biden apropo de avioane F-16. Același nu venise de asta dată cu total nesurprinzător de la cancelarul Scholz apropo de avioane pentru Ucraina. În schimb, Polonia, din nou Polonia, care se comportă absolut exemplar în acordarea de ajutor militar și nu numai militar Ucrainei. Și aș vrea să povestim puțin despre ce face Polonia și mai ales de ce. Pentru că, istoricește vorbind, Polonia a fost desființată ca stat de câteva ori între secolul XVIII și secolul al XX-lea. Și aproape de fiecare dată a fost implicată și Rusia în desființarea Poloniei, inclusiv ultima oară, în 1939, când, știți bine, conform protocolului secret al pactului de neagresiune de la 23 august 1939 între Rusia stalinistă și Germania nazistă, pactul Ribbentrop-Molotov, dacă doriți, iacătă, ne implica și pe noi cu Basarabia, dar îi implica și pe polonezi. Naziștii au atacat din vest, rușii sovietici au atacat din est și Polonia dispărea din nou de pe harta politică a Europei. Polonezii au învățat lecția și privesc cu foarte mare neîncredere în ambele direcții și așa și așa, dar mai ales spre est. Normal. Și ei își dau seama foarte, foarte clar că dacă Ucraina cade, atunci Polonia nu poate să doarmă liniștită cu tot NATO-ul ei. Sper că asta e limpede și pentru noi. Nu mai discut de țările baltice. Și atunci, nu e de mirare că, și sunt două aspecte pe care aș vrea să vi le împărtășesc, apropo de Polonia și de ultimele câteva zile, pe fondul acestor, din nou, tărăgănări, oscilări, gândiri și răzgândiri și nehotărâri și ezitări și cum vreți ale americanilor și ale germanilor, care cred că îl vor trimite pe Zelenski la psihiatru dacă n-au făcut-o deja. Polonia a anunțat că va trimite încă 60 de tancuri de producție sovietică în plus față de cele 14 Leopard 2 pe care le-a promis deja Ucrainei. Chestia asta a anunțat-o săptămâna trecută joi premierul Mateusz Morawiecki într-un interviu acordat televiziunii canadiene și citat de Reuters. Ei bine, aici și așa, în acest interviu, am aflat o chestie care pe mine m-a uimit. Știam că Polonia este unul din livratorii principali de armament Ucrainei. Asta știam, se știa oricum, dar n-am știut și nici n-am putut bănui aceste cifre. Și spune domnul prim-ministru de la Varșovia așa în acel interviu: Polonia a trimis 250 de tancuri deja Ucrainei de fabricație sovietică, dar modernizate în prealabil pentru armata poloneză, fiind prima țară care a făcut-o acum jumătate de an sau chiar mai de mult. Asta în interviul domnului Morawiecki pentru CTV News. În prezent suntem pregătiți, spune domnia sa, să trimitem alte 60 de tancuri modernizate, dintre care 30 de tipul PT-91 și pe lângă astea 60, bineînțeles cele 14 Leopard 2 promise deja și având permisiunea cu greu, cu greu și
super târziu acordată de Berlin, asta după ce Polonia spusese n-ai decât Berlinule să ne dai permisiunea sau nu, noi tot vom trimite leopardurile noastre în Ucraina. Și atunci Berlinul cu spatele la zid, ca să nu facă figură chiar atât de jenantă, a zis bine, bine, ok, ok, puteți să le trimiteți. În fine, nu mai comentăm. Ce este acest tank PT-91 din parte din acest lot de 60 suplimentare față de 14 Leopard și 250 deja trimise? Dumneavoastră vă dați seama, apropo, imediat revin armata română și la tankuri, că îți vine să-ți pui amândouă mâinile în cap și dacă am mai avea două, încă alelalte două peste. PT-91 este un tank fabricat în Polonia, care a intrat în serviciu în anii 90, fiind dezvoltat pe baza modelului sovietic T-72. Este un tank cel puțin decent, bineînțeles, nu se ridică la nivelul Leopard sau, Doamne ferește, Abrams sau Leclerc sau Challenger. Ok, am înțeles, nici măcar la nivelul lui Ariete italian sau a tankului sudcorean K2. Bun, însă e un tank decent și care poate să prindă foarte bine armatei ucrainene, care acum este în mare dificultate, să știți. Așa cum vă spuneam și azi dimineață, situația nu e bună. Și asta ca să fim ponderați, echilibrați și chibzuiți în exprimare. Mă înțelegeți unde bat? Președintele Zelenski, sigur, a mulțumit Poloniei pe Twitter pentru tot la sfârșitul săptămânii trecute, pentru decizia de a livra tancuri suplimentare față de angajamentele de până atunci, scriind împreună, vom învinge. Sigur, pentru moral e bine, însă realitatea din teren nu arată deloc așa, din nefericire. Asta este prima chestie pe care vreau să vă spun. A doua este că ieri ucrainska Pravda scria, citând din Andri Iermak, șeful biroului președintelui Ucrainei, care scria la rândul lui pe Telegram, că Polonia este pregătită să furnizeze Ucrainei avioane F-16 în coordonare cu NATO. Și citez din domnul Iermak: discuțiile pentru obținerea avioanelor de vânătoare F-16 sunt în desfășurare, avem semnale pozitive din Polonia, din nou, oare de unde, altundeva, care este gata să ni le transfere în coordonare cu NATO. Tancurile și avioanele de luptă sunt o companie excelentă pentru a transforma ostilii ruși în îngrășământ, scrie domnul Iermak, șeful biroului președintelui Ucrainei. Vă spuneam că la rândul său primul ministru, domnul Morawiecki, a declarat la un briefing în 30 ianuarie că Polonia ar putea furniza avioane de luptă, bineînțeles F-16, dacă NATO va sprijini o astfel de decizie. Vreau să vă amintesc faptul că anul trecut, destul de devreme, în primăvară, în aprilie, Polonia s-a oferit să transfere gratuit avioanele sale MiG-29 Ucrainei și atunci s-a împotrivit cineva și a spus foarte clar, nu niet, nici nem, a spus no. Și acel no a venit de la Washington. Așa cum a venit și acum no de la Washington pentru avioane F-16 americane transferate Ucrainei. De ce sunt aceste no-uri în momente cheie și cruciale pentru arme fundamentale? Nu sunt în stare să vă spun, pentru că depășește logica de gândire. Suntem într-o altă logică, pe care eu nu o pot descâlci. A, că sigur, cu această logică se pierd războaie? Da, fără discuție. Bun, și ministrul olandez de externe, domnul Wopke Hoekstra, a declarat în fața Parlamentului de La Haga că guvernul lui Mark Rutte, și aici este o chestiune importantă, va analiza posibilitatea trimiterii unor avioane F-16 olandeze Ucrainei dacă Kievul le va solicita. Și a spus domnia sa, ministrul de externe,
suntem deschiși la minte, nu există tabuuri. Bun, sunt câteva țări deschise la minte în Europa și care înțeleg ce înseamnă o victorie rusească în Ucraina și care sunt dispuse, iată, să facă peste putința lor aproape pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Un purtător de cuvânt al aviației ucrainene, bine, o să-mi spuneți, ok, și dacă s-ar întâmpla chestia asta, la fel ca și cu tancurile Leopard și Abrams. Interesant că pentru americani a livra Abrams în Ucraina și încă varianta cea mai modernă e în regulă, nu e nicio problemă. A livra un avion F-16 care nu este neapărat vârful de lance, dar este un avion excepțional, aici este o mare problemă. Aici trebuie spus no. Înțelegeți dumneavoastră. Și zicea acest domn de la forțele aeriene ucrainene că piloților ucraineni le-ar lua cam jumătate de an pentru a deprinde zborul și lupta pe F-16, ceea ce este enorm deja. În jumătate de an războiul acesta se poate pierde. Ca să ne înțelegem foarte clar și românește despre ce discutăm în propoziție. În jumătate de an războiul poate fi pierdut. Dacă această jumătate de an era decalată, adică dacă am fi mers în spate și am fi discutat în mai, iunie și de tancuri multe occidentale și de avioane multe occidentale, exact cum spunea Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite și de al cărui raport am discutat azi dimineață, deja am fi avut o contraofensivă ucraineană pe scară largă începând din luna noiembrie. Așa suntem imediat la începutul lui februarie și nu o avem nici până în clipa de față. Și nu o vom avea prea curând pentru că ucrainenii nu mai au cu ce. Asta este foarte pe scurt situația. Bun, ce vreau să vă mai spun? Cancelarul Scholz a subliniat adesea în ultimele zile, săptămâna trecută, că Germania nu va trimite avioane Ucrainei și acum vestea asta vine și din Statele Unite. În atare condiții, iată, Polonia face peste puteri, deja. Și apropo de armata română, și zâmbesc amar și cu durere când spun chestia asta, să știți, îmi amintesc atât de bine, eram în adolescența mea târzie, când președintele Iliescu, în Germania fiind, călărea pe un tank Leopard și au circulat imagini și în România că România tatonează ideea ca să cumpere, nu știu ce, asta era cu illo tempore. Acum mult timp. Suntem în 2023 și la capitolul tankuri România n-a făcut absolut, dar absolut nimic. Polonezii au trimis deja 250 de tancuri Ucrainei, mai trimit 60 plus încă 14 tancuri ultramoderne Leopard. Și bineînțeles mai au și pentru propria apărare. Noi ce avem la capitolul tancuri? Vă spun ce avem. Documentat, bine fiind. Dacă ar fi să folosesc un cuvânt, atunci pot liniștit spune nimic. Practic, teoretic da, practic România nu are tancuri de luptă, nici măcar unul. Teoretic avem. Ce avem? Avem vreo 48-47 de TR-85 Bisonul, care este un tank prost din toate punctele de vedere. Nici nu te pot prezenta cu el la luptă că te faci de rușine în fața dușmanului. Poate fi folosit cel mult pe post de tank de antrenament. Și ăsta e cel mai modern tank pe care îl avem. Blindaj foarte prost, tun extrem de mic, de 100 de milimetri, motor extrem de slab, n-are rost să insist. În rest, mai avem niște sute de tancuri T-55 sovietice vechi, antice și de demult, undeva prin Moldova, pe lângă Fălticeni, dacă am înțeles bine, într-un depozit în aer liber, toate ruginii, nimeni nu știe dacă mai pornește vreo unul. Și dacă ar porni, ar fi complet inutil. Asta e tot. Pa! Și atunci, România ne făcând nimic, de unde ar fi să scoți să dai sute de tancuri ucrainenilor? Când n-ai tu măcar o bucată
în țara românească să te aperi ca lumea cu acea bucată. Una! O bucată tank modern nu există în România. Decât probabil aliaților occidentali. Asta este informație clasificată cu ce au mai venit pe aici. Cu ai noștri, la revedere, pa! Cam acolo stăm și nu-i de mirare că polonezii au decis de foarte curând, zilele acestea au anunțat că vor aloca 4% din produsul intern brut al lor pentru apărare. 4%! Oricum, Polonezia este o țară foarte puternică din punct de vedere militar, au comenzi pentru F-35, dacă vă dați seama, prima țară din estul Europei, au comenzi pentru tancuri Abrams, multe pentru tancul sudcorean K-2, pentru tot felul de arme sofisticate. Polonia deja este o mare putere europeană, în câțiva ani va fi de departe cea mai mare putere militară europeană, dar de departe, nici nu știu dacă nu este deja. Noi, mai dâmbovițenim în stânga și în dreapta, șerpuind printre realități și înaintând un pas în față, trei în spate, conform bunului principiu al tovarășului. Tot respectul pentru Polonia ne poate servi drept model în foarte multe privințe. E adevărat, nu toate, dar în foarte, foarte multe privințe, categoric. Și asta este și coronarul de sfârșit cu care am început. De ce face Polonia toată chestia asta aproape peste putința ei? Pentru că știe cu cine are de-a face și știe că acel vecin nebun al său, cu linioară, adică un vecin care nu este bun, să nu mă înțelegeți altfel, a desființat-o ca stat în câteva rânduri. Și n-ar pregeta încă o dată să o facă dacă i-ar sta în putere. Atâta doar că acum e NATO, atâta doar că acum nu îi mai stă în putere. Și Polonia se poate apăra până vine grosul NATO și singură, foarte eficient. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube, îl recomandați și altora să se aboneze și că pe Facebook Cristian Ivaneș Oficial faceți subscribe acolo pentru toate, pentru un abonament de fapt la pagina oficială de Facebook ce vă informează cu fiecare emisiune ce apare postată pe YouTube. Mulțumesc de asemenea că susțineți acest canal, este foarte important și în încheiere vă spun toate bune și ca de fiecare dată să auzim numai de bine.